ocur. Să vină Sandra Roman, te piși pe... Triple Anal Queen, dar ce dor e de fetișa. Bine, suntem pe YouTube. Salut! Salut! Este luni. Suntem... tocmai s-a terminat campionatul european. Da. Și felicitări! Spania. Și începe Insula Iubirii. Asta mi-a plăcut cel mai mult la campionatul european, că astăzi începe Insula Iubirii. Am o paranoia legată de meme-urile cu Simion. Alea de, George? Da, de s-a ajuns cu... Franca Bărnuțiu. S-o grămadă de meme-uri cu promisiuni. Mi-e două da. Sezoane de Insula Iubirii pe an. Da, da, sunt da. O grămadă din astea. 5 cm în plus pentru bărbați. Da, da. Și paranoia mea este că e electoratul atât de idiot încât nu o să discernă, adică o să creadă în unele din ele. Că ele sunt făcute, cumva sunt meme-uri, dar sunt exact ce și-ar dori oamenii. Dacia Duster la doar 5.000 de euro pentru toți românii. Vezi da. Chestiile astea. De e o șansă ca o să fie un om la țară care o să voteze pentru că o să fie o mașină la 5.000 de euro, o mașină nouă, destul de bună, 4x4. Nu cred, mă, că sunt așa de proști oamenii. Bine. Sunt câțiva care sunt proști, dar ei votau deja cu el. Bă, păi... dar tu, adică, faptul că majoritatea își fac niște campanii care pentru noi, deștepții, par stupide, dar e clar că se targetează niște... Eu am avut discuția asta serios cu cineva despre alegerile prezidențiale. În cazul ipotetic în care se ajunge la Ciolacu versus George Simion, eu cred că nu pot să-l votez pe Ciolacu. E foarte dificil. Doar că problema... Știi, nu, zic că, nu zic că o să-l votez pe Simion, dar nu pot să-l votez pe Ciolacu. Efectiv, mi-e scârbă de omul ăla. Eu nu cred că are Ciolacu vreo șansă, sincer. Dar eu cred că toată lumea și-l dorește pe George Simion în turul 2, strica să fie principiul clasic de rău mai mic. Adică cred că partidele se bucură foarte tare de succesul lui George Simion momentan. Dar e un succes? E pe val? Că nu mi se pare că a... După alegerile astea europarlamentare, depinde, nu, la cât, la cât nu a ieșit la așa de la dominant cât, cum spera. La cât de ratați sunt și momentan nimeni nu anunță nimic de noi, încă nu știm cine o să candideze, ceea ce este extraordinar de grav, plus faptul că sunt 3 săptămâni la rând în care se votează. Pe toată autostrada spre Pitești și după aia spre... Pe foarte multe ori, și spre Constanța. E generalul la, Ciucă, da. E generalul Ciucă care și ăla este... Un ostaș în slujba țării. Da. Simion și Ciucă până acum azi... Nu e adevărat. Au declarați. Nu. Nu-s declarați. Dar de păi ce exact. Ar fi fața peste tot? Păi aia e, dar atât de lașe încât încă n-a declarat, în timp ce... Nu știu dacă e legal Joana a declarat. Ba da, ba da. Da? Ce a declarat Joana că da, va da, candida? Da, da, da. Serios? Hashtag anul independenților. Asta a pus. Și odată ce Joana a declarat asta... Dar a fost cu subsemnatul că eu... Mircea Joană mi-am depus candidatura? Care așa cred. Recunosc că sau mi-a plăcut la... Sunt destul de sigur că sau da. Sau doar a pus un hashtag. Nu înregistrase și la OSIM ceva cu Mircea Joană da, președinte? Ba da, ba da, ba da, ba da. Sau președinte 2020? Da, nu. Adică Joană e gata. Mircea Joană da. Președinte de data asta pe bune. Punct. În, Mircea Joană sper că președinte 2024. Hai mă că asta. Ca anul ăsta, da. Mircea Joană o să mă bucur cu jumătate de zi delay. Mihaela, încă te iubesc. Timeline-ul e în felul următor. Au ieșit și Ciucă și Ciolacu, care au spus categoric, o să avem PSD-ul și PNL-ul, o să aibă fiecare candidatul lui. Ok. A ieșit Joana cu hashtag anul independenților, a ieșit Ciolacu, care a spus PSD-ul se gândește foarte serios, poate susține un independent. Și atât. Mm-hmm. Și de atunci nu mai avem nicio informație în afară de George Simion, care să dea casă gratuit tuturor. Și să nu uităm nu gratuit. Elena Lasconi de la USR. Și Elena Lasconi de la USR, asta bineînțeles. Avem. Da. Asta avem. Confirmat. O ostașă în slujba țării. O stiristă în slujba țării. Și știm sigur ce paradă nu o să mai fie în București, pare. La, din relația cu fiica nu, sa. Nu, că acum a mai dat-o la întors și doamna Lasconi. Sentimentele? Nu, da, a ajuns nu, la că sentimentele nu-i chiar bune? Așa, dar de ce întrebați, de ce mă întrebați doar pe mine, că în condițiile în care PSD-ul ar trebui să fie partidul ăla progresist, de ce pe Ciolacu nu-l întreabă nimeni ce părere are de asta, de ce doar pe mine mă întrebați? Adică că ea și-a mai schimbat, da, e...
O să fie un an greu, foarte greu. Alegerile sunt puse foarte aiurea. Mă aștept să fie adusă fiicăsa lui Elena Lasconi, dacă, dacă e considerată în vreun punct ca pericol, cum a fost acum la Joana, că s-a scos plagiatul tezei de doctorat, să o aducă, să, nu știu, să-i scoată o scrisoare din clasa a patra sau ceva. O și ce mai avem poza la, de la ce mai avem la domnul Ciucă, la care o să fie următorul președinte al țării. În generalul Ciucă? Țării. Mai avem o problemă că nu prea se leagă poveștile dumnealui, din câte am văzut eu pe internet, nu prea se leagă cu lupta la care a participat el lângă acel stai punct. Un pic, n-a fost prea... la Oaș, la Oituz, la Mărăști, Mărășești, Oituz? E o zonă mai complicată de atât și a intrat și HBO pe fir, care este și mai ciudat, pentru că HBO a scos acum un serial, sper că HBO, nu știu. A scos acum ceva serial cu acea intervenție NATO în care cumva n-apare el în condițiile în care nu a fost despre, foarte nu important. Ce este vorba, nici eu nu știu nimic. Cu ce se laudă el, care este cea mai deci mare. Deci ne-am pus acum toate bazele de... în informațiile tale. Bă, da, bazele militare. De-aia nu vreau să intru foarte mult, mă uit foarte mult la politică în ultimul timp, doar că știți cum funcționează creierul încât mai combină situații. De-aia nu aș vrea să mă luați foarte în serios, dar eu cred că o să apară foarte mult, o să intre foarte mult în acest, în cât de ostaș și cât de important e ce a făcut atunci, pentru că am văzut la un moment dat o discrepanță, e un an diferență între ce povestește el versus când a fost de fapt o luptă acolo. E foarte ciudată zona, e și greu, încă nu s-a început jurnalismul la modul de pe ăstea, dar pare și că... Și dacă se începe, o să vină, o să aducă el niște istorici de încă, de fapt zvoarele spun că ar fi fost undeva în perioada aia, nu se știe clar că a fost acum 20 de ani. Pula mea, și sunt normal. Mi-am făcut voio alaltă ieri sau nu știu la un sfert de finală, n-am mai suportat să mă urc pe stream și am zis că merită Germania, Spania sau nu știu pentru ce, am zis că îmi fac voio. Și de atunci nu m-am mai uitat decât la o repriză din toate meciurile, că m-am uitat numai în alte părți la meciuri și având o lună totuși de voio, am intrat să văd ce pula mea e pe voio. Și pe lângă Lacrimi de iubire și alte producții, în primul rând e foarte prost formatat, că intri și nu am primul rând de chestii, nu e la ce m-am uitat, că m-am uitat la câteva lucruri, dacă vrei să continui trebuie să cauți din nou de la capăt. Nu ca pe Comedy Box. Nu ca pe Comedy Box, care unde acum este și pe iOS și pe Apple TV. Unde nici la Comedy Box nu e wow search engine-ul, dar... Dar cât de cât măcar îți apar lucrurile... Continue watching, prima chestie. De pe Comedy Box apar acolo în prima pagină. Până la urmă. Și uitați-vă, oameni buni, vă rugăm frumos, mai dați un play la special și lăsați-l să meargă. Nu e meniu de continue watching, e meniu de mai vezi-le odată. Mai apare ceva. Este și meniu ăsta, mai vezi-le odată. Da? Pe Netflix este sigur, pe Comedy pe Box. Pe Netflix sincer. Este, da. Și am văzut, mai sunt câteva documentare. Documentare românești cu subiecte românești și făcute dramatizate un pic. Am dat play la documentarul Tovarășul, cred că se cheamă, în trei părți despre Nicolae Ceaușescu, facerea, ajungerea la putere, ceva și decăderea. Am văzut doar trilogie prima parte. Ca Godfather, efectiv un Michael Corleone saga, pentru... Am ajuns până la momentul invazia Cehoslovaciei refuzată și apropierea de americani. Vest, da. E efectiv la apogeul lui Ceaușescu, carierei lui Ceaușescu. Aș spune un pic... romantizat. Romantizat... Nu e o perspectivă pro-comunistă în niciun fel, dar apare și nepotul lui Ceaușescu, e pe la casa lor din Scornicești cu statuia, dita-i statuia, că vin oamenii, vizitează pe aici. E un pic într-o lumină de a fost și el om. Hai să-l înțelegem și pe el. Care, da, a fost și el om și l-a dus mediu în punctul ăla să fie cum e, dar în același timp marci în pula mea. Sper că acum spre final, că o să trebuia să mă la tot, acum spre final sper să cumva să fie și naratorul mai subiectiv, să fie... Bă, dar eu am aflat foarte de mai curând... Mai parțial, nu imparțial, nu știu care am e. Am aflat foarte de curând, din nou nu mai știu unde, că Ceaușescu s-a prăbușit cu avionul în Rusia. Și asta am văzut în document. Eu n-am știut până
acum, nu știu, două, și trei săptămâni. Și ministrul de externe sau cine da, era el? Da, a murit. Au fost la delegație la... Serios? A murit? Da. La bă, delegația... Nu, au murit oamenii ăla și Ceaușescu s-a târât până când a bubuit avionul. Adică delegația României... Da. Nici măcar nu s-a uitat la explozie. Nu. Cool guys don't look at explosions. Delegația României la mormântarea lui Stalin a fost compusă din câțiva oameni de vârf ai statului, dar fără Gheorghe Udej, care era mai avusese disensiuni cu Stalin și credea că e posibil să nu se mai întoarcă dacă se duce la Moscova. Uh-huh. Și a fost președintele, ministrul de externe sau nu știu ce morți ei, pe comitetului de externe ceva, și Ceaușescu și încă vreo 2-3. Petru, nu Petru Groza asta, cred că Maier. Și când s-au întors, la unii zic acum post-eveniment, s-a dat vina pe asta, că a fost sabotați de da. Serviciile secrete rusești. Dar ce spune și fiica sa lui ăsta de a murit, a fost că era ceață, adică cam asta e concluzia după ce s-a verificat cutia neagră, nu știu dacă era pe vremea aia, că a fost ceață și eroare la aterizare, s-a rupt avionul în bucăți, n-a explodat, au murit o parte din pasageri, inclusiv ăla cel mai important din delegație, și Ceaușescu a supraviețuit. Într-adevăr, nici eu nu, da. Nu aveam informația asta, sau nu știu dacă o auzisem și am trecut-o cu să vedere. Să supraviețuiești? Bă, am și se avut... pare cel mai șmecher lucru despre Ceaușescu, că a supraviețuit. Am și avut ghinion ca român, mă, până la urmă. Că în general nu supraviețuiește nimeni într-un accident de avion, și la noi chiar Ceaușescu să supraviețuiască din toți aia. Yeah. Mă rog, asta nu doar Ceaușescu. Pe vremea nu era, era în ascensiune. Da. Să zicem, da. Păi încă era domnul Deși. S-a întâlnit cu, s-a întors cu super respect, adică din misiunea aia la San Andreas, da. Practic. Asta nu-l mai plus că dacă nimeni. Mai erau, dacă unii dintre oameni din delegație au murit, asta înseamnă că a fost, s-a creat un vid de putere. A fost un vid. Pentru că îmi place să folosesc expresia. Și mai am și eu. Și el a fost un lucky charm pentru, dai seama, era ăla... Nimic nu poate să-l distrugă. De ce? Supraviețuiește în orice circunstanță. Eu dacă eram Gheorghe Udej și se întorcea Ceaușescu, de ce faci, mă, Nicule? Te-ai întors singur așa, pe jos? Parcă v-am trimis mai mulți cu avionul. Păi să vezi că s-a prăbușit avionul, a căzut și doar eu am supraviețuit. Și... Cum dracu? Da, cum dracu, mă vere? Dintre toți. Și apoi dacă eram Gheorghe Udej, eram, ok, bine, acum facem toate avioanele din Ceaușescu. Că fula mea, pare că e mult mai rezistent, pare că e mult mai bun dintre toți. Și mai am și eu o recomandare, am fost săptămâna trecută, dacă a fost 4 iulie. Asta la mine nu era o recomandare. Săptămâna trecută? Nu, chiar e recomandare, dacă vreți să urmăriți și ești pentru voi 2, 3. Să urmăriți ReRise, care este un ONG pentru rezistența materialelor. La cutremure, adică se ocupă cu toată chestia asta de un awareness, de ce se face la cutremur, de whatever. Ei au făcut, absolut extraordinar tot ce fac oamenii ăștia. Te educă foarte mult ce se întâmplă în caz de risc seismic, plus verifică clădiri cu risc seismic și tot așa, foarte șmecher. Și ce au reușit să facă, care este absolut extraordinar, evenimentul la care am fost eu pe 4 iulie, da. Au fost în sala Omnia, care este o sală lăsată în paragină de acolo fucking viață, și acolo au reușit să pună în scenă, pentru că prin pandemie a apărut cumva au apărut stenogramele de la ședința pe care a avut-o Ceaușescu acolo. 4 iulie fiind ziua în care în 7-7 Ceaușescu a chemat acolo toți inginerii, toți arhitecții, whatever, primarii de sector, toată lumea importantă, i-a băgat într-o sală pe toți ca să vorbească despre cutremurul care avusese loc în 7-7 pe 3 martie și 4 martie. Și în sala aia practic își iese din minți că inginerii chiar încercau să facă ceva ca să reabiliteze blocurile cum trebuie și își iese din minți. Și a apărut în pandemie cumva stenograma asta, nu știu cum, am uitat să întreb, și e efectiv masa lor, chiar în sala Omnia s-a întâmplat, chiar pe 4 iulie, de-aia au făcut și ReRise chestia asta, și noi am fost practic spectatori, ni s-au pus și nouă pălării pe cap, din astea de construcție, stăteam acolo, erau oameni îmbrăcați în polițiști, în procuratură, da. De ne dădeau târcoale, reenactment. Da, exact. În timp ce ăia de acolo... practic repetau stenograma. Da.
Și e una dintre cele mai rele chestii care s-a întâmplat atunci, pentru că Ceaușescu doar a zis gata, numai că terminați cu căcaturile, o să fie, evident că nu o să intru acum în detalii, dar că gata, terminați cu toate astea, numai că ce trebuie să verificați voi la blocuri, că nu știu ce, că durează prea mult. El era și foarte obsedat că deja avea asta cu Casa Poporului, în care nu mai avea arhitecții și inginerii, constructori să mai fie atât de preocupate de morții lui de cutremur, whatever. Și de la chestia asta au foarte multe blocuri au fost lăsate exact așa cum sunt, ca zis Ceaușescu. Aia a fost o ședință închisă, de unde un singur om a comentat, un singur inginer a trimis la Europa Liberă, n-a comentat acolo, bineînțeles că nu comentai, i-a luat vreun an ca să poată să trimite la Europa Liberă o scrisoare în care exprimă toată chestia asta de bă, România e foarte grav acum, noi nu mai avem nimic de la cutremur, nu ne-a lăsat Ceaușescu să reabilităm nimic. Ăla până la urmă a fost întemnițat, băgat în pușcărie, bătut până când a fost omorât. Fiul său a ținut și el un speech după ce s-a terminat toată asta, un speech în care el e în proces cu statul român de vreo 10-20 de ani, whatever, ca să-i fie recunoscută chestia asta, meritele lui Tasu. Și restul oamenilor care au fost în sala aia, ingineri arhitecți, în continuare au cam tăcut majoritatea și e foarte, foarte rea situația asta cu seismul. Deci, de la băieții ăștia puteți să învățați și truse pe care să le aveți de seism și o grămadă de chestii astea care chiar sunt foarte utile, pentru că Jesus Christ e rău. Da. Serios, adică e fan, și oamenii ăștia fac asta ca un ONG, e incredibil. În același timp, știi, când cazi cu avionul și supraviețuiești, pula mea, ce mie că cazi cu etajul 3. Exact. Păi am căzut de la etajul 700, dracu. Da. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la evenimentul ăsta și nu mă așteptam, a fost Andreea Esca, care mi s-a părut foarte șmecher. Așa casual cu bărbatul, doar că voiau și să vadă. Ah, era și ea în public. Aiurea în public. Care mi s-a părut foarte nice. Aiurea. Păi da, mă, la modul că te-ai aștepta, da. De-aia n-are de citit pe promptere. Că nu vin, da, aia e. Păi era și la 7 seara, dar era, tu nu ești la muncă, ce faci pe aici? Acum are liber, că sunt meciuri. Dar era smarac. Mă uitam la documentarul ăsta, că nu am mai văzut imagini de la adunări ale Congresului Național, sau nu știu cum morților se cheamă, ale Comitetului Central, în plenul bucureștean, că se întâmpla la... Eu aveam impresia, adică nu știu ce impresie aveam, dar nu făceam conexiunea că e la sala Palatului, că toate alea erau la sala Palatului. Și am avut senzația asta, da. Adică e imaginea asta că se face show la sala Palatului, că mamă, cine a... că e cea mai șmecheră scenă din România, dar în același timp te duci pe scena unde ținea discursul Ceaușescu și l-aplaudau ea la unison. Și de acolo a început moartea lui, nu? Era la sala Palatului când a fost... uite bă cât de bine vindea. Da. Bă, fără cortina trasă. Umplea an de an. A făcut show-ul ăsta. Făcea două bine pe seară. Rău. Oamenii plâng, e un domn care plânge aici, în da, primul mă, rând. E emoționat că e în primul rând și că vede Batista, pe... Nu, e da. Făcut, pe, e tovarăș. Lipit peste. Tovarășul Gespar de Spar. Și în spatele lui erau și toți aia, că asta nu înțeleg. De ce îi punea pe toți aia în spate? Stăteau parcă la Teledon, așa. Dacă găsești o imagine cu scena, doar ducul. Păi stai, mă, dinspre public. Erau gen bordul executiv. Da, cumva. Da. Și erau așa puși pe nivel, erau vreo 20 de oameni care doar stăteau și ăsta țipa la ei și ăia și îi aplaudau. Da, mai se uitau. Că trebuie să aplauzi. Da, nu le convenea întotdeauna ce spunea, dar nu zicea niciunul nimic, că era ăsta turbat. Bă, era. Până la până era a dat de putere, simplu, așa. Era simplu, bă, să fie pe vremea aia, că... Adică, se spunea Barosul. Comunicarea era mai... mai grea, în sensul că dacă tu veneai aici, stăteai și plângeai un pic la Ceaușescu, l-aplaudai și apoi te întorceai pe fieful tău la Botoșani și până ajungea Ceaușescu să afle, să nu-i convină ce faci tu la Botoșani, dura mult. Mai ales că mult. Venea în delegație, tu puneai totul la punct pe unde venea el, era totul, da. Era mergea totul smir, nu era perfect. Peste tot, pe strada principală din sate, peste tot, toată lumea de aștepta să cu merinde. Ce fan e sketch-ul ăla din Amintiri, epoca de aur. Da, uite. Aș domn primar să punem porumbei în copaci, că vrea tovarășul să vadă porumbei. Unde să pun porumbei? Pune găini, nu știu. Am citit o carte odată, devenea la fel la o fermă de ovine. Și veniseră aia cu 3 zile înainte și s-a apucat să spele la mână cu clor fiecare oaie ca să fie oile pufoase și albe. Oile țării, nu, oile patrii. Să nu vadă oi,
să nu vadă tovarășul oi gri. Chiar dacă ele erau mai gri așa de fel, dar trebuia să le vadă alb imaculat, le-a dat cu as. Sunt curios cum funcționează asta, că cred că venea din povești. Într-adevăr, și el făcea niște chestii Ceaușescu, dar mai mult era o frică din asta auzită. Bă, deci am auzit că mâncați și plata la Alexandria, i-a tăiat degetul lor. Bă, ce nu-i plăcea lui era să nu fie contrazis în primul rând. Lapte, toate chestii, adică și cu asta știu că era o chestie. Da, toată lumea voia să impresioneze cu știai ceva. Știai că vine Ceaușescu și vreo 3-4 zile țineai laptele astfel încât să creadă că tu doar ce ai mulți capra aia, care, uite, a dat 40 de litri de lapte doar de fericire că ați venit dumneavoastră la noi în sat. E Jesus Christ. Na. În același timp, într-un punct al prin anii 70, era destul de mulțumită societatea, adică în punctul ăla când era și mai dizident față de ceilalți conducători din blocul ăsta estic de la, și el nu a fost părtaș la invazia Cehoslovaciei, ca antiteză și au venit restul... americanii și au început jocul diplomatic așa și s-a simțit și el puternic, era destul de bine în țară, adică toată lumea era Ceaușescu, nu era, conducătorul nostru. Știi cum e? Când mă duceam la birou la corporație, patronul, șeful, stătea cumva lângă și din când în când mai venea pe weekend și venea acolo și acum toți eram, nu era mult, eram, e șeful aici, hai să nu fie jec pe birou, hai să zâmbim frumos la ecranul ăsta și el venea să zicea că întreabă și cum merge treaba, și cum merge asta și am bine pula mea că ghiși ce, încă ești patron și ai vacanțe. So it goes well. Așa că trebuia să mă prefac. Erau nici nu ca el să fie acolo, nici nu cred că voia păi să fie. Știu, acolo, dar asta e partea așa de erau final. Și oamenii în fabrică. Vine Ceaușescu la noi, să îmi bag pula. Păi nu să... că abia se făceau, adică era în parte de era entuziasm, era mergea totul bine. Toată lumea tu avea. Acum cât te referi, la anii 50? Anii 70. 70? Da, eu înțeleg. E celebra vizită după care din China, după care și-a ieșit total și el din minți. Înțeleg, dar nici înainte nu era chiar wow. Băi, nu era wow, dar era a fost o perioadă bună pentru mulți oameni simultani care se simțeau reprezentați de conducerea țării. Era majoritatea impunătoare așa din populație, erau mândri de ce reușea țara și că suntem buni la asta, că producție, că fabrici, păi da, mă, adică se dezvolta și mult. Ești mândru și apoi trebuie să vorbești în șoaptă în casă. Păi nu era încă asta că nu era ce nu era securitate pe vremea aia, nu erau bătăi, nu erau închisori? Bă, nu era atât de nu simțeau oamenii nevoia să vorbească în șoaptă, că nu aveau ce să reproșeze, că le era bine. Hai, mă, Ciulin, tu ai luat o razdă acum. Tuturor le era bine, bă, de din Doamne, păcate, nimeni care să... Cred că știi prea puțin ca să ne contrazicem acum. Nu, eu nu zic de toată perioada comunistă, zic de fereastra aia, da, de când era bine în țară. Bă, am mai văzut ceva... Erau supermarketurile pline, adică erau și... Aveai și... Era și producție multă, se și distribuia către popor. Adică era visul comunist, cumva se punea în practică. După aia a început să se strice. Dar zici pentru de fereastră... perioada în care i-a câștigat. Da, o fereastră de vreo 10 ani, când a fost bine. Porțile de fier 2 în ce an s-au construit? Apar, pentru că toate zonele alea de porțile de fier, canalul Dunăre, Marea Neagră, eu știu că în perioada aia sunt. Păi da, dar unde toate... Unde au murit sute mii de oameni. Eu sunt de acord că mureau, dar pentru... 85. Porțile de fier sau canalul? Porțile de fier 2, hidrocentrala. Bă, toate, okay. 85. Toate astea, okay, mari de infrastructură au fost făcute cu foarte mare sacrificiu uman. Doar că majoritatea țării credea în comunism sau se implementase comunismul destul de bine, a fost propagandă destul de mare, încât erau mulțumiți că dă în pula mea să moară ăia care nu-s de acord cu noi 10%, că noi restul o ducem bine. Țăranii care până acum făceau foamea și muncitorii care până acum erau maltratați prin fabrici și prost plătiți, acum erau mulțumiți cu stilul de viață pe care îl aveau, că aveau mâncare, aveau casă, aveau transport în comun, aveau un concediu, adică se întâmplau niște lucruri bune pentru ăștia pentru care luptau, că nu de nicăieri a venit marxismul ăsta. Dar stai, normal că n-a venit de nicăieri, dar aș și coincis cu un punct în care pentru toată planeta, toată planeta avea un shift spre mai bine. Ei înțelegi? Nu știau jumate de țară erau analfabeți. Nu era ca și cum
aveau prea multe informații la îndemână. Ce vorbeam mai devreme, că până ajungea informația în capitul celălalt de țară. Ei doar vedeau că s-a întâmplat ceva în bine în viața lor și era, bă, e bun Ceaușescu, că uite. Asta dacă, dacă, doar asta, asta erau singurele informații și la care avea acces. Când da. Vorbeam că erau, că noi acum, noi, știm, noi personal știm mai multe despre Ștefan cel Mare decât oamenii care trăiau pe vremea lui Ștefan cel Mare. Eu cred că sunt oameni care nu știau că există Ștefan cel Mare. Sau poate, ok, poate, poate știau, dar nimănui nu-i păsa. N-au văzut desenul ăla, da, de-l știu eu de la Suceava. Îmi vine ăla și îmi taie capul și apoi îmi fute nevasta. Mi se rupe pula ca ctitorită sau biserică în anul nu știu care. Acum vreau să dăm bag din asta. Să nu fiu înțeles greșit că spun că era bun comunismul. Doar spun că la un moment dat în țara noastră românească, în perioada comunistă, majoritatea populației era mulțumită de cum mergeau lucrurile și erau îl susțineau pe Ceaușescu. Adică Ceaușescu nu a fost tot timpul împotriva poporului, a fost conducătorul pe care îl îmbrățișa poporul la o perioadă din... Bă, am popor, dat, un popor am dat de... bag din moromeții. Moromeții a venit poporul să ia pământurile la toți. Cum erau ăștia mulțumiți? Că de-aia era, asta era drama lui Moromete, că vine și că trebuie să, păi să, da, să dea asta pământurile astea și producția lui trebuie să dea la central. Asta a la fost central, imediat la... La un cizmar din Scornicești, pe care nici măcar nu-l știu. Eu sunt de acord. Cum asta... erau? Cum să fii mulțumit? Păi dacă nu mă las să vorbesc, nici pot să spun. Pentru că asta s-a întâmplat la începutul demersurilor, adică asta a fost la începutul instalării comuniștilor. Dar după o generație de comunism, după vreo 20 de ani de comunism, nu, se pierduseră resentimentele alea, că nici nu mai țineai minte că ai avut pământ. Acum doar te-ai născut în colectiv, lucrai la colectiv, primeai niște... Și pentru oamenii care au venit schimbarea în mai bine, că au venit, a venit comunismul, au venit imediat după al doilea război mondial. Da. Și normal că a fost mai bine, orice era, era asta mai bine. Spun. Și dacă era regele Mihai și dacă era comunism și dacă era legionar și orice era, și era că... mai bine, că ghiște, nu mai e război. Când și e chiar război, și în perioada interbelică, adică de asta au fost atât de multe mișcări extremiste care au prins, de o parte sau de alta, pentru că dacă... Dacă era minoritatea asta de, nu știu, de oameni care își aveau un stil de viață decent, care conduceau țara și care erau și în politică și peste tot, controlau modalitățile, mijloacele de producție, tocmai asta a oferit comunismul, alternativa că uite mă, ăștia ne trimit la război să ne batem pentru morților și după aia tot ei ne conduc boierii și... arendașii și ăștia industriașii, burghezii, no, care tot ne exploatează, adică nu, noi am rămas în aceeași postură și tocmai pe asta au câștigat ei și le-a prins și, propaganda și mai târziu că au... hai să împărțim între noi toți ăștia restul plebii. Da. Cam asta. Numai că erau niște cum intelectuali. Cum zice, nu tămută, și acum a venit și vremea noastră a muncitorilor, lasă-ne cu gânditul de la pula mea de deștept. Asta a fost problema și asta a fost capcana în care s-a picat, că la început erau în fruntea Partidului Comunist niște intelectuali sau mai oameni mai învățați. Erau mai mulți după aia s-au epurat ăștia și au rămas și loiali dogmei, să zic așa. Da. Erau oameni care erau mai mult înspre stalinism, gen semievrei, Anna Pauker, chestii care erau, da, cumva dintr-o parte mai de o origine, de o factură, să zicem, mai nesănătoasă, da, conform vremurilor, da, și după aia au dispărut. Și chiar... au venit comuniștii și au dat jos niște boieri sau, să zicem, monarhia sau așa cu sânge albastru și apoi au venit alți comuniști mai români care au dat la o parte pe comuniști ca să, că pe motiv că, whatever, noi suntem mai români. Noi avem rădăcină sănătoasă, origine sănătoasă. E simplu. Descrie în 1984 cartea, gen cum ar fi fost împărțită societatea, undeva la modul 85% sunt plebi, oameni din popor, din norod, de care vai, mă rog, oameni random. Da. Sunt vreo 10% middle class, 10-12% middle class și vreo 3% să zicem high class. Uh-huh. Și tot ce se întâmplă în toată combinația asta de-a lungul timpului, ăștia din middle class încearcă să-i dea jos pe ăștia din high class, încercând să-i revolte pe ăștia din low class. Da. Care ăștia tot timpul o să rămână sărași și vai morților, dar dacă sunt mulți, se revoltă împotriva la aia și câștigă ăștia de mijloc. Ceea ce s-a întâmplat până și la Revoluție, se practic. În orice... A fost tot un ciclu în care ăștia au fost în orice perioadă de criză a
conducere, celor de la conducere se întâmplă asta. Că și la un club de fotbal, când nu merge bine clubul de fotbal, sunt unii care au cumva putere și vin că, bă, trebuie să schimbăm antrenorul sau ceva, dar nu e el patronul clubului sau ceva, nu zic la cluburi românești. Da. Așa, unde, în orice, sunt unii care au o părere și după aia dau informația asta către oameni să se creeze o opinie publică împotriva la conducere. Păi da, dar tu o dai cu motivul să se creeze o opinie publică împotriva la conducere, nu să se creeze o opinie publică organică. Toată lumea manipulează masa aia de 85% ca să-i fută în gură pe aia 3%. Da, dar asta și... Da. Adică, asta nu înseamnă că ei sunt mulțumiți, ăștia 85%, sau că sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți, dar ei și după schimbarea asta care ei cred că o să fie în favoarea lor, poate pentru o scurtă perioadă ca să, acum dacă am ajuns la putere, să nu mă dați pe mine jos, o să vă dau un pic ce v-am promis și după aia o să, tu tot ca... plebe, tot cam acolo rămâi. Nu ești... Bă, da, dar trebuie să... Deși asta era doctrina comunistă, altă... e dictatura proletariatului. Adică ideea e că tu ajungi la putere ca om muncitor, țăran, adică plebe, na, om de rând, și prin forță, că asta era soluția... Un soi de meritocrație. Păi nu era, nu era meritocrație. Păi era prin forță și... Din adică cuvântul dictatură. Adică îi omori pe ea. Trebuia să epurezi clasele sociale alea burgheze și aristocrate. Că în primul rând asta trebuia să faci ca să fie societatea sănătoasă. Credeam că spui odată ce e implementat sistemul. Că practic nu. Adică ei se bazau pe faptul că au oameni de-ai poporului. Asta e tot socialismul până la urmă, nu? Adică nu sunt oameni de... Cumva oameni cu care empatizează poporul, nu politicienii care, spre exemplu, în momentul ăsta... Da, trebuia să vină din origini asta, sănătoase. Păi asta zic, adică da. nu din, dintr-o anumită clasă socială. Da, dacă din... erai descendent de a treilea neam sau ceva, care erai, a fusesei moșier sau ceva, n-aveai voie să fii în partid. Dar în același timp, și după ce s-a întâmplat asta, adică și dictatura asta a proletariatului, nu prea are cum să supraviețuiască dacă că începe mult pupincurism din ăsta și nu prea poți să conduci fără oameni intelectuali. Da. Și dacă tu pui la conducere toți desculții, păi da, te autosabotezi. Și cam asta s-a întâmplat și cu țara, că dacă ăsta și i-a căsăpit pe toți pe care îi considerau un pic amenințători, Ceaușescu, care îi vedea în jurul lui și păreau că ar putea să fie un pericol, ori îndepărta, ori omora, după aia a rămas înconjurat doar de toți lăbarii care... On the other hand, uite Coreea de Nord, care încă funcționează. Nu puteau să-l contrazică, adică pe ăsta. E și un bias să spui că nu merge la infinit, dar... Ce nu merge la infinit? Genul ăsta de dictatură. Să meargă, zic, în felul în care a mers până la un punct, că de asta s-a deteriorat și la noi... Okay, Coreea de Nord nu duce bine. Da. E foarte shady. Adică ea dacă evident, dar ce zic e că nu neapărat să răscoală poporul. Că uite, sunt situații în care pot să rămână atât de... Da. Dar uite, sub control, în România, de exemplu, dacă nu se dădea mâncare cu porția și se tăia curentul și stăteau oamenii în frig și pentru libertate de exprimare nu se ajungea la revoluție atât de repede. Adică chestiile astea de bază pe care dacă le oferi majorității oamenilor, ei o să fie mulțumiți că... E mai confortabil decât să mă scol și să mă bat ăștia pe străzi, să dea cu furtunile cu apă în mine. A zis Stalin, bă, că dacă înfometează un popor și dacă îi dai un colț de pâine o să-ți lingă tălpile. Mm-hmm. Nu știu ce, nu știu, tătuca. Nu știu ce înțelegem din asta, dar nu. Dar apare în Coreea de Nord acum, gen, pare că face bani din activități din astea foarte shady, pentru că nu sunt în organismul ăsta de pe mapa mond, unde toate țările se înțeleg bine și sunt un pic așa outcast, ei produc că au foarte multe chimicale care teoretic sunt semi-interzise, gen fentanyl sau căcaturi de îndoit, droguri sau adică tot orice activități shady sau materii prime pentru a crea căcaturi, vin din Coreea de Nord, fac export cu mizerile astea, că nimeni nu, alte țări nu au relații economice. Și unde le dau, la China sau cui? Habar n-am. Gândesc.
Lasă-mă da, să mă mai interesez. De niște telefoane. Păi nu știu, bă, dacă nu, da, asta cu fentanilul e foarte on point. Și din moment ce ajunge în America e criza asta și tot așa. Păi asta mă gândesc, pe unde ajunge? Pe unde e lanțul? Pe unde ajunge de se distribuie după în restul lumii? Lanțul logistic. Ajunge aproape gen China sau whatever. Adică în Asia. Teoretic din Asia ar fi trebuit să vină cea mai mare cantitate de heroină. Și mare parte Afganistanul era un exportator mare de heroină. Problema e că atunci când au venit talibanii de au făcut lovitura asta, de au recuperat cumva puterea cu un an, doi ani de zile, au zis gata, nu mai dăm mac, nu mai dăm heroină. Și acum e mare shortage de heroină pe piața internațională. Utilizatori de heroină care plâng că îmi pare rău de consumatorii de acum, că nu o să știe niciodată cum e heroina pe bune și chestii și Jesus și whatever. Și așa că na, trebuie să îndoaie, trebuie să facă, să lungească practic, să facă un americano, să facă clar ca la cafea, basically. Dar mai sunt, cred că mai sunt vreo trei țări comuniste, gen Corea de Nord, Cuba și mai multe. Probabil încă astea una care, mari, care mai funcționează acum. Câte țări comuniste mai sunt? Poți să cauți Cuba? Cred că am văzut un documentar despre Cuba pe Netflix, cred că l-am văzut. Documentare, trebuie să dai alea de 10 episoade despre Cuba, nu? Cred că în 3 episoade era un jurnalist care a fost... China, Cuba, Laos, Vietnam... De 3 ori sau de 4 ori în Cuba, la diferență de câte 10 ani. Și a fost prima dată... A venit Fidel Castro în America și cumva era fotograf pe acolo și au avut ei o discuție și l-a invitat, a zis să vină, s-au împrietenit și după aia a fost de fiecare dată în Cuba, a fost odată el în Cuba, a cunoscut niște oameni, a stat vreo săptămână și la 10 ani și la încă 10 ani a fost să vadă din nou același personaje. Și vedeai așa declinul societății și cât de rău o duceau, la fel de la o societate în care cât de cât era ok că era Cuba, la fel importantă cumva. Da, copilul năzdrăvan din America acolo, îl pupau în curf, trimiteau rușii supplies doar ca să fie incomozi pentru ăștia și după aia când a dat și Rusia cu capul de tavan, a început sărăcia aia maximă și blocadă de la americani și acum erau toți, mâncau surcele pe acolo. Yeah. Și ai un supermarket doar cu bulion și ulei sau ceva. Deci e ciudat, mi se pare treaba asta de... Cred că e o relație ciudată să fii prieten. Adică, eu sunt sigur că acum orice părere am avea noi, să zicem, despre Putin, dacă ne cheamă Putin la Odessa, la Palatul lui, să ne plimbe cu mașina de golf, cum am plimbat pe ăsta din India, și petrecem așa o zi, două cu Putin, băia bun. Stai, păi bă, dă-te în pula mea, ce... Da, dacă mai zice gai. Că m-a văzut și pe YouTube ca lăcătuș, îți dă-te în pula mea, prietenul meu pe viață, ce-ai? Asta e fix zona aia de carisma dictatorilor sau în general a oamenilor din putere, că sunt oameni foarte carismatici în general. Asta, și, bineînțeles. E spre imposibil să nu găsești unul. Dar nu e doar că e efectul pe care îl are el față de mine, dar tu... Pornind așa cu... te referi la modul... okay, tu pornind cu, nu știu, niște preconcepții, să zicem. Concepții. Că mai știi de ceva. Da. În primul rând, clar, din nou, nu pot să stau la fereastră. Asta e clar. Dacă tot am concepțiile astea, știu că nu stau clar la fereastră. Uite, cu Putin nu mi-ar fi frică să merg pe jepii mici, că mă mănâncă ursul. Că se suie pe el și călărește ce ai. Bea vodka din mers. Să intrați pe Comedy Box, să vă uitați la Cristi Ursu dacă vreți să aflați cum să vă protejați de cazuri în genul ăsta de situație. Da, în sălbăticie. Da. Stai două zile cu Putin, da? Mai merge, vă plimbați așa. Îl vezi că se oprește să mângâie un câine. Și am dat timpul la mea, Putin mângâie câini. Nu e adevărat, mă, te-ai gândit. Hai, mă, bă, nu, n-ai cum să nu-l vezi uman, n-ai cum să nu-l găsi. Și mai ales pentru că pornești cu niște gânduri negative despre el, orice chestie normală pe care o face, te face pe tine să-l vezi mai bine. Eu am avut, bă, uite-l, bă, să uite la soare. N-are cum să fie, un om rău nu se uită, mă, la soare. N-are cum. Dar nici măcar, mă, dar în general cred că asta e mai mult
la chestia de celebrity, că ai senzația, ai senzația că ei nu fac chestii normale. Mă gândeam acum vreo două săptămâni, mi-a venit super random gândul ăsta, că când eram în pat, că Beyoncé sigur își pune și ea telefonul la încărcat. Care e o chestie la care te-ai gândit. E ca noi. I yes, swear yeah. to God. Queen B. Mi-a luat foarte multe minute să fiu sigur pe informația asta, să fiu, nu, cred că exagerez totul, nu-și pune Beyoncé, nu cred că caută priza lângă pat, nu intră nici ei încărcătorul, trebuie să îl pune. Oare are cablul din ăla contrafăcut? Da! Îi se încinge telefonul, ce băgame își pula în ieftinele. De ajunge să-i se rupă un pic și nu găsește cum să-l pună corect. Da, îl mai dă cu niște bandă izolier. Are scame la încărcătoare acolo. Da, trebuie să-și curețe da, și ea. Da, dar nu și-l curețe ea. Nu și-l curețe Jay-Z. Are GSM în Lion Villa. Da, zic, da, adică pe gesturile astea simple de... Da. Da. Și mai ales, uneori mă întreb, mereu mi se pare fain gândul ăsta, dacă Johnson de bogat, mă întreb dacă țirea care are plăceri vinovate, că are o grămadă de... Are fucking miliarde, este super fucking bogat. Care poate... e diferența între o plăcere vinovată și una nevinovată? Poate, nu știu, sunt curios dacă... Că mănâncă ciocolată târziu. Da, copănele Viva. Na. Alea cu pui, care sunt cele mai infecte chestii oribile, astea prea bune. Asta e vinovată. Da, adică e la modul... Că știi ce să fac, că e rea. Că e și rea și ieftină și oribilă, dar... Adică la modul că, bă, da, și țirea că e român. Totul toxic, dar mănânci. Mm-hmm. Dar și atunci nevinovate care sunt? Plăcerile nevinovate? Nu, să fuți. Să te plimbi dimineața în rouă, dar asta e doar plăcere. E cam pleonat să mă mai numești și nevinovată. Da. E o chestie... Nu, asta înseamnă plăceri vinovate când... Plăceri vinovate sunt alea care... Când mănânci o înghețată la două noapte, nu? Okay. Ce ziceam. Da, adică da, îmi place da, foarte da. Mult înghețata, știu că nu e ok, o să mă simt prost că o să mănânc, dar o să o mănânc, știi da. Că o să mă simt prost că am mâncat. Ananas pe pizza. Vinovată. De adică ce? Știi, pentru că știi că e greșit oameni. Că whatever, veșnicul... Na. Trimiteți-ne plăcerile voastre vinovate pe niște oameni podcast@gmail.com să vedem ce... La ce mai intră la plăceri vinovate? Ce și să aveți ca și exemplu, am găsit aici un interviu al domnului Țiriac. Așa. În care spune că singurele mele plăceri sunt cele cu Africa acum. Pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și ar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Deci plăcerea lui e să meargă în Namibia? E să frece da. Pula în altă țară. Cred că are de vânat pe acolo. Mă gândesc da, exact. Că e... Cred că cred că poate să fac orice acolo. Cred că e vinovată la faptul că un... exact. Cred că... Da. E... Poate să trăiască într-un rinocer sau ceva dacă vrea. De bani. Orice. Cred că vinovat la el e când vede oamenii care mor de foame și el are 6 miliarde și e bă, da, nașpa. Și nu face nimic. Și că rest nu văd de ce ar fi vinovată dacă doar ai merge în vacanță. Cred că pare mai mult că... Dar trebuie să faci ceva, mă, dacă ai foarte mulți bani? Da. Da. Pentru că e, ce trebuie pentru să că sunt stupid de prea mulți bani. La câți bani trebuie să renunți? Sau ne întoarcem la comunism, pare. Bă, nu, la modul care e responsabilitatea ta? Dacă am fost destul, am reușit să fac mulți bani legal. Din câte am cred înțeles, un milion de dolari este limita până la care simți că evoluezi ca și persoană și simți toate plăcerile astea datorate de banilor. Și după ce... Acum cu inflația, dar s-a transformat în vreo 2 milioane. Eu aș zice că un miliard. Un milion e mult... Bă, un milion e foarte mult un miliard. Un milion e mult prea puțin. Da, da, și un miliard e enorm de mult. Păi știu, dar bă, gândesc că de acolo nu mai simți bani că mai vin. Adică nu, e efectiv. Zic că nu mai simți, că nu mai ai aceeași plăcere. Adică până la un milion de dolari ești în extaz că wow, câte poți eu să fac. Eu acum mă bucur la cei 33 de lei pe care i-am pe ING, m-aș bucura dacă mănânc caviar. Poate m-aș bucura și la 100.000 de euro, dar la 2 milioane poate nu mai pasă atât de mult, că e usual. Deci un Uber care în mod normal e 20 de lei. Și uite cât de sărat suntem, pentru că tot ce am găsit la ideea de bogați a fost caviar. Da. Mi se pare că sunt atât de mulți bani, noi nu putem să cuprindem cu mintea câte ce lucru ai putea să faci cu banii aia. Eu cred că poți să cuprind cu mintea. Nu știi cum e să până într-o anumită sumă. Nu, dar îmi dau seama. Tu gândești cu mintea de sărac cum e să ai super mult. Păi știu, dar îmi dau seama cât costă lucrurile pe care mi le-am dorit și nu mi le-am permis. Tu nici măcar nu știi ce lucruri ai putea să-ți dorești când îmi ai dau seama. Nu, dar ce mi-am dorit până acum. Nu știu nicio. Ce mi-am dorit până acum, dacă mi-aș dori să stau la cele mai șmechere hoteluri, să ajung la cele mai șmechere evenimente
la care mi-am dorit să merg și era biletul 25.000 de euro și aș putea să fac asta în fiecare weekend. Păi da, mă, pentru gen că... aș avea nevoie de cât un milion pe an, cred că aș avea ce să fac cu el. Uite, care, ca un să realizezi... un stil de viață decent, nu zic că aș fi super opulent, așa, doar să fac lucrurile pe care mi-aș dori să le fac în fiecare moment, așa. După aia, la nivel de miliard, asta mi se pare exagerat de mult. Nu poți să concep când te duci la o petrecere organizată de Beyoncé și bei șampanie din țâța unei capre. Păi asta că nici nu rare, văd, nu văd enticing gândul ăsta. Nu mi se pare că m-ar atrage neapărat să fac extravaganțe din asta. Pentru că nu ai bani. Pentru că nu ai bani. Pentru că nu am bani, poate, da, sunt de acord. Odată ce realizezi cât de easy e viața dacă ai bani, devine totul așa. Eu cred că doar la un moment dat te gândești câte aș putea să mai fac cu banii ăștia. Hai să vedem, vreau să... De-aia intri foarte ușor în ilegal că te plictisești. Dar în punctul ăsta eu îmi imaginez că mi-ar crea plăcere să merg așa prin lume și să schimb viețile oamenilor. Păi să-i fac... zic, da. De-aia ziceam de... Păi știu, dar asta trebuie să vină de la tine, nu? Păi normal că poate să te oblige tine. Cineva să faci asta. Nu, dar am zis de obligat, dar asta ziceam. Da. Ducu aici zice efectiv 500.000 de dolari pe an. Pe an. Max out. Așa, am auzit dar, de mult asta ce am văzut pe Reddit, cred că mai este asta într-un podcast. Am văzut pe Reddit o chestie care m-a schimbat foarte. Adică m-a făcut să realizez cum sunt bogații. Da, te-am văzut. Că era ideea de miliardari, că tot ce trebuie să faci e să împarți la 10.000 orice preț. Și realizez cumva cam ce înseamnă prețurile pentru ei, care e o matematică de bază, normal, că ei au de 10.000 de ori mai mulți bani decât tine. A, să mulțești cu 10.000. Nu, să împarți la 10.000. Ce să împarți la 10.000? Orice cumperi tu. Uite, am dat 10 lei pe berea asta. Da. Pentru a, bogat, valoarea. Da. 10.000 de ori mai ieftin. Adică la modul, așa o să înțelegi de ce o mașină de 200.000 de euro, spre exemplu, pentru aia ai un soi de 20 de dolari. Am înțeles. Care e de 20 de euro, am făcut și da. Știm valutar de ampulea. Mă rog, știi? Am și ca idee, euro. Așa ai realizat că, bă, da, cu 20 de euro și eu mi-aș lua, mi-aș lua acum o mașină de 200.000. Adică cumva e... Și cu toate astea noi, dacă aud de o chestie de asta, pentru că sunt sărac, sunt la modul, cum mă să dai 200.000? Păi ia, păi ia stată una la 120.000, ține 80.000, mai bagi un pic, mai hai, faci o prispă la casă, îți mai iei și tu ceva, mai pleci într-o vacanță în Grecia. De la ce nivel de bani în sus credeți? Că uite, hai să luăm cazul ăsta. Unu, băr clasic, să zicem de la tine până aici, e 20 de lei. Whatever. Da. Așa. De la ce nivel de bani în sus, dacă vezi Uber-ul ăla că e 150 de lei, am dat o sumă foarte mare. Da. Ești la, nici măcar nu-ți pasă, ești la modul... Câți bani ar trebui să am ca să iau cursa aia în continuare? Ai, nu s-o iei, că de luat poate dacă e ceva urgent, oricum trebuie să o iei, irrelevant. Să nu-mi pese. Să nu-ți pese, să fii la modul, da mă, nu contează cât e, hai odată. Destul de puțin. Câți bani ar trebui să ai? Destul de puțin? În sensul că... Bă, dar chiar să nu-ți pese. În sensul că eu personal în momentul ăsta folosesc Uber-ul foarte, foarte mult, neavând bani. Zi mai în microfon, Lucu. Neavând bani, ok. Păi da, mă, dar salariul... Să audă toată lumea că n-ai bani. Dar ce faci cu salariul de aici? Și... Îl plătim regește, să nu credeți ce spuneți. Și am... Adică mi-am găsit mentalități prin care un Uber de 12 lei mi se pare foarte puțin sau nici nu mă gândesc. Da, să justifici. Dar sau după... E foarte da, mă, tu și mai ales întrebarea. Când primesc, după o perioadă de reducere în care primesc mai multe Ubere la 9 lei, 12 lei ceva, dacă trebuie să mă duc undeva și un Uber 40 de lei sunt, ok, am salvat oricum banii aia. Ok. Păi da, mă, dar 40 de lei de aia zic, dar pentru un drum, adică pentru un drum... Nu mi se pare că se leagă ducul. Bă, deci tu zici că n-ai avea nevoie de un venit foarte mare ca să dai da, 150 de lei pe cursa asta de 20 de lei. Corect, da. Corect. Dar un venit foarte mare ar însemna ai poate un în cont, mă, nu 5.000 venit. De euro pe lună ar trebui să câștig. Ca să poți da 150 de lei. Să dau cât vine? De 7 ori, an, de 7 ori mai mult decât dau în mod curent. Păi nu, știi la ce mă gândeam? Că la 5.000 de euro pe lună ce se întâmplă e că îți crești și restul chestiilor. Ai și tu frumos da, de o chirie de 1.700 tot, de euro. Eu tot o să fiu atent la prețuri, că nu pot să... Păi nu, nu pot să-mi scot din sistem. De-aia preferam să vorbim de câți bani să ai în cont decât ca așa pe lună, dacă gândești mentalitatea asta de sărac, de salariat, păi nu. Cu niște bani pe lună. Eu mă gândeam așa ca proporție din cât ar însemna asta din banii ăia. Dacă merg cu Uber-ul, dau... Da. Da. Dar să se întâmple două odată. Curse pe zi, ceva, să nu
pese, nu știu. Nu-s de acord. Mie cu, mi se pare că nu, cu calculat în bani ăștia. Contează ce, unde te duci cu Uber ăla. Păi ți-am zis, că dacă, mai, dacă mă duc, mă duc să mă văd cu un american să-i vând Roșia Montana. Da, mă, normal, în primul rând nu-i... Parte ai băgat de a critica, o parte nu. Îmi iau Uber Select. E Black Cap, Black Cap, tati, nu, nu te mai uiți acolo. Adică nu contează câți bani dau acum, contează câți bani o să câștig astăzi. Lasă banii să muncească pentru tine. Bă, voi n-ascultați și voi pe YouTube. Iancu... Ce anume? Ultima Robinson, chestii, whatever. E... nu știu ce. Zi-mă o sumă dacă ești așa șmecher. Da, tu la ce te-ai gândit? Câți bani ai nevoie ca să uiți de... La cât de mult fac atac cerebral la chestiile astea? Să uiți de portofel. 500.000 de euro. Dacă am 498.000 de euro în cont și văd că Uber-ul 100, cât am zis? 150 de lei. 150 de lei, îmi ies din minți. De la 500.000 de euro îți mai bine. Asta e problema, că aș putea să dau 150 de lei aia și acum aș putea să-i normal, dau. Normal, că n-am. Doar că... Dar ar trebui să nu... Să nu spese. Ar trebui să nu știu cât e prețul de fapt, să nu văd Sergiu ăla. Dacă mi-apare că doar e 150 de lei, da, mă, merg cu 150 de lei. Dar dacă știu că normal ar fi 18 lei, da, și acum dau 150 de lei, am iau trotinetă. Da. Da. Chiar dacă am 100 de mii. Cu 499 de mii de euro în buzunar, trotinetă. Da. Asta e, depinde și cum, că la banii aia... Adică nici nu schimbi Uber. La fel ca dacă ai super mulți bani, nu e ca și cum câți bani trebuie să ai ca să fii dispus să-ți iei țeapă la droguri. Că nu e ca și cum dacă tu ai milioane, te duci seara în Berceni să-ți iei un geu de iarbă. Ai pe cineva, ți se aduc droguri, ți se aduc lucruri, te duce cineva ca să iei Uber-ul. Vreau avionul, pula mea. La 500.000 de euro, nu... Bă, nu chiar în halul ăsta nu, de... Eu nu gândesc ca un sărac, Mitrane. Păi eu și eu la fel, de-aia... Păi nu, tu gândești ca un sărac care vrea să fie bogat. Păi nu. Asta e diferența dintre noi. Nu, păi nu, problema mea e că la tine... S-a blocat. Parcă ești în pula mea, în liceu de te gândești cu aia, păi dacă iau 30 de milioane pe lună, dă-te morții, dă-i să rege. Asta face acum cu... De pachete de țigări, da, tate. Asta face acum cu acei 500.000 de euro, să mor eu. Tu știi cât de pizde duc la mec? Ia Ducu, avem un subiect să încheiem aici în forță? Sigur, avem pentru rubrica ce mă vorule? Nu, cum mă vorule? Pentru că o știu. O avem știu rubrica. Nu, n-a mai venit Nicki Minaj. Țeapa Minaj. Avem, poți să ne faci un context pe scurt? Bă, cred că îl știe toată țara. Îl știe toată țara. Ea este. Ea e, wow. Mai ea pe scurt? Este? Da? Da. Bă, deci era sold out. Acum aflu. Avem aici dată mesajul un ei. Un sold out în slujba țării. În care ne... în care ne explică cauza pentru care n-a mai ajuns. Da, mă, a speriat-o protestele drogaților, șoferilor. Bă, deci eu am aflat asta, eu nici nu știam că vine. Eu știam de 50 Cent că vine anul ăsta, că are concert vine în România. Mai pentru mine asta, da, mi s-a părut evenimentul, nu știam că vine Nicki Minaj, care m-a surprins că venea. Da. Credeam că... Dar era deja prin Europa. Nu i-am văzut poza pe niciun afiș, adică... Ba da, mă, a fost pe, la Saga, a fost normal că s-au lăudat cu ea cei. Da. Și... După aia am aflat, eu am aflat doar că nu mai vine. Pentru mine n-a fost un șoc, că nu știam că vine. A, oricum nu spălasem farfurie pentru ea. Da. N-aveam scaun și pentru ea. Dar e cu trei ore înainte de show totuși. Da. Dar ca scuză, mi se pare că era mai ok dacă spunea că o doare capul sau se simte rău sau nu e în formă cu vocea sau orice. Sau măcar, decât am uitat, frica azi de era... proteste. Păi asta a apărut că a uitat nu să vină. Păi da, dar nu poți să pui frica de proteste fiind protestul contabililor și ăla oricum a doua zi fiind luni. Dar eu n-a zis care protest. Ba, a zis păi da, dar de care alte proteste? Că era doar protestul contabililor. N-a fost protest, a nici fost n-a zis că... reglare de conturi. Cred că s-au întâmplat mai multe chestii, adică odată nu cred că a scris ea mesajul ăsta. Evident. Cred că normal cineva că a întrebat, hei, cum o putem scoate din asta? Și altcineva i-a spus, păi sunt proteste în România, care nici acel cineva nu știa ce proteste. Era exact ori proteste, ori nu vine că e frică de urși.
Asta erau soluțiile și a zis, adică mai bine mergem cu... Doar au auzit proteste și a fost lumea, ok, perfect, hai să scriem asta și nu s-au interesat de ce sunt 800 nici de oameni. Nici măcar nu a spus că proteste, a zis proteste în zonă. Da. Care și asta e... Și atât că... Tu o locație că, foarte wide. Că, până la urmă și Rusia protestează împotriva Ucrainei. Se protestează multe. Jesus Christ, da. Și ea a adăugat că așteaptă cu nerăbdare să ajungă în România cu altă ocazie. Sigur că da. Fuck off and goodbye. Hai mă. Sigur că da. De saga 2025. Da, da, da. Să înțelegem. Da, da, cred că am mai vorbit despre Nicki Minaj cum foarte multe concerte da, ale dumneai. Da, e cum e o scârbă. Da. E, acum, i-am zis dumneai, tu ești scârbă. Acum deja au început oamenii foarte funny. Îi recunosc ăsta, cum zice, avionul. Îi recunosc avionul și deja a început să fiu, deci până acum era doar chestia, toată lumea a postat pe TikTok cum, hei, uite, suntem de două ore, încă n-a venit, e nesimțită, e nu știu ce, că întârzie câte două ore la concerte. Acum asta. Au început oamenii să filmeze cerul și îi filmează, deja după o oră de întârziere, filmează cum aterizează Nicki Minaj. E incredibil, Jesus Christ. Bă, nicio treabă. Și acum mi se pare fantastic de mult. Și asta nu la festival, la show-ul ei personal. Gen cu biletă, ia show Nicki Minaj, bilet pentru Nicki Minaj cu peruca asta, o să presupun că e o perucă. Sunt curios cine a cântat în locul ei, că probabil a trebuit să o umple. Ciupe cineva ce mai băga una. Nu știu dacă e în acea zi, dar într-o zi Ruby avea vreo 3 sloturi de muzică. 3 sloturi? 3 sloturi. Tocmai Ruby avea 3 sloturi? La ce caz? Doar să facem toată reclama. În sensul de, mi se pare că trebuia să cânte super cu Amuli și Ruby, adică asta era odată și după aia Ruby încă două ia individual. Tare. Deci prima a fost Amuli, Ruby, a doua Ruby, a treia Ruby. N-a ieșit linia, dar na. Banii au ieșit din combinația asta pentru Ruby. Bravo. Respect. Respect. Da. Cineva să stingă lumina. Da. Nu știu ce să zic, eu cred că era speriată de aplicația iOS pentru Comedy Box, care tocmai aici a fost lansată. Da, mă, e... Da, mă, să ne dea banii înapoi. Asta, pe scurt. E, și văzut, e, e ca, păstrând proporțiile, ca salam la nunți. Sau ca oricine din ăsta foarte mare la o nuntă. Când tu chemi oamenii și le zici, bă, vin la nunta mea, ia și bani la tine, nu fi prost, că vine salam. Da. Și tu ca mire. Există felul ăsta de invitație? Că n-am primit-o niciodată. Dar da, da, tu ce crezi că vine salam invitat surpriză? Salam, da. Nu e. Anunț vine salam vine și salam. Avem somon. Da. Eu o simt. Da. Îți dai seama ce nuntă nasoală când, când le încurci astea. Că vine somon și avem salam. Eu o singură nuntă știu unde a fost salam și a venit invitat surpriză. A cântat două piese și a fugit. Păi, na. Așa de... Nu, na, de tovărășie. Ca anunți oamenii, când, când vine salam, când deja ai făcut contractul, anunți oamenii, da. Și în primul rând vrei să-ți vină la nuntă ca să acoperi, da. Și în afară de asta nici nu vrei să fie, adică să vii tu la mine, să fii bă cu aia, dar puteai să spui că vine salam, că încep și eu niște cash ca să pună o dedicație, anunți. Da. Și nu mai vine salam. Deci practic eu, mirele e saga în cazul ăsta și salam e Nicki Minaj. Care doar e nașpa, că dacă nu mai vine salam, tu, eu în momentul ăla că ai invitat la nuntă, o să dau mai puțin bani decât aș fi dat în mod normal, fără să știu că vine salam. Doar că dacă mă uiteam și dădeam 10 milioane, acum că mi-a zis că vine salam, ok, ridic la 12. Acum că nu mai vine salam, las la 9. Doar că aici s-a dat darul de la început, asta e diferența la saga. Trebuie să-ți iei banii din plic după. Și fii atent, dacă, dacă suntem la nuntă la tine, vine să-mi salam, ok? Țină. Mersi mult. Vine salam. Da. Ce lovitură ar fi? E naș, ce e lovitură cât, ar fi? Dacă eu dau darul, ba nu, dacă eu dau lui Salam darul. Dedicații de 500 de euro. Și dai darul 400? Pe, nu, la, la ce sumă te superi pe mine că ție ți-am dat atâta în timp ce tot vezi? Că eu, eu cred foarte mult că sunt miri care se uită la mama cu aia cum dau ăștia bani la Salam, da. Noi rămânem în curubul. Normal, da. Acoperi meniu ești... și restul la lăutare. Te, adică... te superi pe mine dacă ție îți dau 500 lui Salam 500? Că eu cred că da cumva. Pentru cam că da. Știi de ce? Cam că da. Până la urmă suntem cam tovarăși cam și eu am reușit la nunta ta, la, da. La, la evenimentul. Că și eu l-am plătit pe Salam, acum am plătit tale? Și tu. Da. Dar ți-o faci singur, mă, dacă ți-aduci, dacă ți-aduci cântăreți așa de mari. Da, mă, de acord, dar de-aia zic. Adică, proporții, cum vorbeam la Uber. Da. Adică mi se pare că e o zonă în care, bă, dacă eu am avut chef în seara aia să mă distrez la Mirica, de-aia am dat lui 1000 jumate de euro,
da. Și lui Salam 500, o să fie ok. O să fiu la singura nuntă care o să-l dau pe Salam afară mai devreme. O să fie, da, dar eu am program până la jumate. Poți să le iei după că, da, vine friptura, scuze. Trebuie să băgăm, haide, dă-te până că mă lași fără bani. Strigăm darul acum. Și am mai văzut un TikTok, dar nu știu de la ce manelist, care în timp ce primea bani. Trebuie să strici. Nu trebuie să pe Salam la nuntă că vorbim. Strici darul înainte să vină Salam. Ca oamenii din expectativa, da, aia de entuziasm, da, să-ți dea mai mult și după aia când vine te mai descurci dacă ți-a rămas ceva prin buzunar. Nu spune nimeni la 12 banii și după. Da, trebuie să-i înveți un pic. Și plus că oricum așa dacă se bucură te gândești că bă, da, uite ce show a fost, ce frumos, te-ai aștepta să dea mai mult la pula. Că și plus că mai păstrezi, mai pui mai puțin la plic să păstrezi că, pentru când vine Salam. Așa a fost, n-am recunoscut pe băiatul care cânta, la o nuntă a fost un manelist care primea dedicații și urla foarte în flow-ul ăla de dedicații, urla că 100, 200, 300 de euro, dar i-au căzut banii pe jos în timp ce primea banii și erau niște copii, se văd în cadru, care iau banii. Și în timpul ăla el zice, da, pentru Mariana, să nu furați banii pentru Mariana mai departe. Bă, ia mâna de pe ei, să trăiască. Tot să mă jos, bă, că mi-ești bună la mâna, să fie sănătoasă viața mea. E absolut extraordinar. Mi se pare fain că, apropo de știrea, ca să facem șarpele care își mănâncă coada cu grasul XXL care a... Bă, a fost un moment frumos. Ce degeaba, el, zici, da. Eu n-am nimic, eu am dat like, eu nimic. Am dat like, place da, de e nice XXL. Dar nu când plânge. Nu, dar faptul voie că s-a făcut o știre din asta mi se pare funny, ca să vezi despre cum. Bă, e nice, adică are un moment emoțional. Dar nu s-a făcut o știre, s-a postat pe TikTok Neversi. S-a postat pe TikTok, acum eu am citit în Libertatea pentru Femei. Normal. Care oricum ai zis, de asta ziceai tu de Libertatea. Ce segue. Pentru Femei, că mi se pare funny că au publicațiile de știri, au varianta pentru Femei, Libertatea pentru Femei, Adevărul pentru Femei, Gimpele pentru Femei. Adevărul pentru femei e vorbești prea mult. Asta e pe prima pagină. Gândul pentru femei? Cu semnul întrebării. Anyway, curent. Bine. Am citit în Libertatea pentru Femei, s-a făcut o știre despre cum grasul a plâns, oamenii din public au plâns, internetul a plâns. Așa s-a exprimat. Și el a plâns în timp ce cânta o melodie pentru fetița lui. Nu știu detalii, am înțeles că ar fi separat de Laura Andreșan. Nu știu care este faza copilul. Dar mi se pare funny că a zis piesa asta, a plâns și apoi a zis, hai să mergem mai mil de vârste. Adică, și toată lumea a fost, așa e grasul, îmi fută-o cur. Să vină Sandra Roman, te piși pe... Triple Anal Queen, dar ce dor e de fetița. Ce-ai gras, le tai copta? Dar nu mă vezi, nu mă vezi cum îmi pișe ochii. Foarte bine, boys. Lăsăm? Da. Asta a fost. End scene. Ne vedem săptămâna viitoare. De la Electric Castle. Ne vedem săptămâna asta la Electric Castle. Dacă sunteți pe acolo, dați o bună ziua și suntem la scena Comedy Box. Da. Stables. V-am pupat. Italian. Și pe stradă și dai cu... Și moșul ăla care îi dă cu tigaia în cap ăla e extraordinar. De are un aligator în grădină în spate. It's over. I fucking quit. Cel mai rău, nu știu unde s-a dus tabul ăla. N-am nicio idee unde e tabul ăla. La mine nu e, acolo nu e. Și era o fată care a zis că stă lângă și care voia parola de la net. Cu frumos poză la router, am încercat să nu bag toate detaliile în poză. Că m-am gândit, dacă e hacker. Fata asta, care avea glugă în cap, mânuși fără deget, mi-a ceva, mi-a... Mustață. O mască. Anonymous din aia. Vorbea un pic așa.